Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Oleg Brega și vă invit să rămâneți cu mine, cu noi, pe paginile Partidului Verde, pentru că azi avem a cincea ediție de dezbatere electorale cu candidați și candidate pe listele verzilor în cele jumătate de circumscripții în care am reușit să depunem dosare și să avem candidați. Azi vom fi mai mult și cu aproape egalitate, paritate de gen. Mă bucur să anunț asta. Partidul Verde e un partid care luptă pentru drepturile omului, pentru diversitate, pentru pluralism și azi, iată, avem candidați și candidate de la Vaslui, de la Vâlcea și un domn Teodorescu de la Brăila, pentru că e singur și pentru că e acolo unde răsare soarele. Îl rugăm pe dânsul să se prezinte primul cu ce se ocupă în viață, al câtulea e pe lista Partidului Verde, după care o să vorbim despre programe electorale. Emil Teodorescu, sunt inginer, manager la o societate privată. Am 52 de ani și sunt pe locul 2 la senatori. Ok, mulțumim. Poate ne spuneți pe ce poziție Partidul Verde în Brăila? Foarte greu, la Brăila e totul roșu. Dar în buletinul de vot roșu. Cum vă găsește lumea? Pe poziția 11. 11. Și 8 la deputați. A, ciudat. Iată, prima dată când aud despre o circumscripție în care nu e aceeași poziție în cele două buletine. Deci unii au depus candidați pentru cameră și n-au depus pentru senat sau invers. Da. Ok. Da. Acum, doamna Maria Leonte are microfonul pornit, o rugăm să se prezinte. Cine nu vorbește să-și oprească microfonul ca să nu avem probleme de sunet. Da, sunt Mona Maria Leonte, sper să mă auziți. Da, în regulă. Am 51 de ani, sunt avocat de profesie. Altceva ce aș vrea. Sunt prima în lista pentru Camera Deputaților și ca poziție în buletinul de vot suntem pe poziția 10, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, vor spune colegii mei. Ok, fain. Și noi la București, știu că și la Constanța, și la Sibiu, și la Craiova suntem pe locul 10, deci va fi ușor de găsit, aproape jumătate de buletine. Oricum, dacă oamenii ne recunosc sigla și ne recunosc faptele, ne găsesc, ne caută și ne găsesc în buletinul de vot. Cu siguranță, cu siguranță. Domnul Hrenciuc și-a pornit microfonul. Da, bună Oleg, bună seara colegilor. Mihai Hrenciuc e numele meu, candidez la Senat pe poziția 1. De un an de zile sunt pensionar, am fost în sistemul bancar 30 de ani, ultima poziție, director de control. Partidul Verde se găsește tot la poziția 10, atât la Senat cât și la deputați. Fain, mulțumim. Da, doamna? Bună seara! Raluca Maria Marcu mă numesc, sunt medic, am 34 de ani și candidez pe poziția 2 pentru Senat. Tot în buletinele de vot, tot la poziția 10. La Vaslui. La Vaslui. Ok, mulțumim. Și a rămas domnul Tăcutu. Bună seara la toată lumea, mă cheamă Dan Tăcutu, sunt inginer de meserie, inginer electronist, am 59 de ani și candidez la Camera Deputaților de pe poziția 1 la Vâlcea și noi, ca și majoritatea județelor, suntem pe poziția 10. Veniți la vot și votați-ne! Mulțumim! Acum să încercăm să convingem alegătorii de ce suntem noi mai buni, de ce e necesară o undă verde în Parlament, eventual dacă aveți în gând deja inițiative legislative, ce merge prost în România și ar trebui schimbat cu verzi în Parlament. Să imităm dezbateri electorale, pentru că, pun pariu, nici la Vâlcea, nici la Brăila, nici la Vaslui nu prea v-au chemat la televizor, deci dezbatem între noi. Da. Bun, începem, nu? Da, vă rog. Femeile sunt mai curajoase. Da. Vă rog, cine? Doamna Mona, hai.
Eu? Da. Sigur că da. O să încep eu, pentru că întotdeauna am fost supărat că nu s-a respectat ceea ce au cerut cetățenii. În 2009 s-a votat că la referendum că trebuie 300 de parlamentari. Au fost 88,84% din cetățeni care asta au votat. 300 de parlamentari. Nimeni nu spune așa ceva. Deci parlamentul ar trebui să decide asta. Da, ei spun în campania electorală mai toți programul lor acum că vor să revină la un număr mai redus, respectiv la 300 de parlamentari, însă asta e o chestiune de campanie care au menționat-o mai tot timpul, că ar dori reducerea numărului parlamentarilor, însă niciodată nu a fost pus în practică. Dacă îmi dați voie, aici eu chiar am aprofundat problema care s-ar putea realiza din punct de vedere tehnic pentru a ajunge la cei 300 de parlamentari. Referendumul, după cum știm cu toții, a avut două probleme. Parlamentul unicameral și 300 de membri. Parlamentul unicameral este mai greu de realizat pentru că se impune modificarea Constituției, dar Parlamentul cu 300 de membri se poate foarte ușor, dacă există voință politică, prin modificarea legii 208/2015 privind alegerea deputaților și senatorilor. Acolo este un articol, mi se pare la articolul 5, în care se stabilește o normă de locuitor la un deputat și la un senator. La ora actuală sunt 73.000 de locuitori la deputat și 168.000 la senatori. Dacă am umblat la această normă și o mărim puțin la 102.000, de exemplu, la deputat și la 205.000 la senatori, după calculele mele, am putea să ne încadrăm în acest plafon de 300 de membri. Mai este o problemă, pentru că prin Constituție, după cum știm, li se asigură minorităților naționale locuri în Parlament și anume în Camera Deputaților. La ora actuală avem 17 minorități reprezentante în Camera Deputaților, pentru că și aici este o normă foarte mică și au pătruns minorități care au 1.000-2.000 de locuitori în țara noastră, nereprezentativi. Dacă am umblat puțin și la norma lor și le-am lăsat numai pe cele reprezentative, ar rămâne 8-10 minorități și cu ceilalți de la circunscripțiile locale am putea să ne încadrăm în 300 de membri foarte simplu, dar să existe voință politică. Absolut. N-ar fi de asemenea ușor să facem, să inițiem o reformă administrativă și dacă am avea, nu știu, numai 4, 5, 7, 10 regiuni, câte două circunscripții electorale pe fiecare, am putea rezolva. Decât acum fiecare județ e circunscripție electorală, inclusiv diaspora, inclusiv București. Și corect, de nevoie. 42. Exact. Da. Și aici e greu de făcut, Oleg, pentru că tot la Constituție trebuie să ajungem pentru modificarea administrativă. Nu e chiar simplu. Am înțeles. Așa este. Raluca? Da. Eu nu m-am gândit vreodată că am să fac politică, însă am intrat aici chiar pentru schimbare. Pentru că lucrez într-un sistem, în sistemul ăsta de sănătate, unde se schimbă miniștri, director medical ca pe șosete, strict politic și nu poți să gestionezi un sistem medical, chiar și în educație aceeași problemă, dacă ministrii ăștia stau câte un an de zile. Sunt foarte importante programele de sănătate și când se implementează niște legi, nu mai bine că se schimbă și atunci se pierd ideile cu totul și haosul care este acum în sistem e generat și pe motivul acesta. Mie mi se pare important să fie și specialiști din domeniu în sistem și să rămână acolo mai mult timp. N-ar mai trebui condus politic, strict politic aspectul ăsta, pentru că apar goluri și apar tot felul de erori și nu mai știe nimeni. Acum, în momentul de față, se plasează vina de la unul la altul. Că ăla n-a făcut, că ăla n-a făcut, dar problema a rămas și încă va mai persista, pentru că nu s-a investit absolut deloc de atâția ani de zile în nimic. Doar s-au schimbat și au spus că o să facă. Și acum, actuala guvernare, abia acum s-a trezit că o să restructureze tot sistemul. Dar este foarte greu, nu e simplu. Că trebuie să fim și realiști. Ce avem și ce putem face. Dar despre depolitizare, cam toți au vorbit în campanie electorală și ne asigurau că vor depolitiza nu doar sistemul medical. Și am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, la Târgu Mureș, la
apele române, nu? Chiar un liberal au băgat care nu are nicio legătură cu apele române. Da. Mai avem un oaspete în emisiune, să o rugăm să țină telefonul pe orizontală mai bine, să-l sprijine de o carte sau de ceva. Pe orizontală e mai bine ca să aveți microfonul liber. El ne aude, dar nu vrea să comunice. Bine, dar noi dezbatem, după care o să adere când o să prindă gustul. O să spun ceva despre politică. Da, vă rog. În continuare a ideilor legate de Parlament, noi am mai dezbătut la noi la Vâlcea și o avem ca propunere, nu numai cei 300 de membri ai Parlamentului și unicameral, Parlamentul unicameral, care s-a precizat aici că e mai greu, dar și vorbim aici de limitarea numărului de mandate. Deci nu vrem să fie politicieni care stau acolo de 30 de ani sau de 20 de ani, au prins rădăcini acolo și au numit în funcții publice, în deconcertate și așa mai departe, în diverse instituții apropiați, au prins rădăcini, sunt prieteni toți între ei, dar aici a rezultat și problema imunității parlamentarilor, se sprijină unii pe alții, toți sunt o masă care se cunosc unii pe alții, indiferent de culoarea partidelor. Deci sunt mai multe lucruri care trebuie făcute pentru depolitizare. Cred că undeva la nivel, bineînțeles, de miniștri, secretari de stat, poate un pic mai jos, să fie un oarecare loc pentru politicieni. Dar în firme comerciale de stat sau chiar în deconcentrate, ar trebui să fie numai oameni de carieră. Cel ăsta are ca șeful poliției din Râmnicu Vâlcea sau de un nu știu unde să fie un afiliat politic, sau cel ăsta are ca directorul de la Tarom să fie, sau membrii Consiliului de Administrație de la toate firmele comerciale să fie oameni afiliați politic. Asta trebuie interzis prin lege și vă doresc că numai partide care nu au legături, partide noi, care nu au obligații, ar putea face acest lucru în Parlament. Deci viața politică trebuie curățată. Pur și simplu politicienii trebuie să ajungă la situația în care le este frică de alegători. Nu alegătorii să fie dependenți de politicieni și să aibă tot felul de, să primească tot felul de bonusuri după ce îi ajută în campanie, cum sunt locuri în firme de stat și în ministere și așa mai departe. Deci viața politică trebuie curățată. Puterea politicienilor trebuie limitată. Trebuie să aibă o limită, nu să aibă imunitate, nu să poată să facă ce vrea. Mai țineți minte, și acum încă mai există, baronii locali. Nu trăim în feudalism. Nu poate să existe baron local. Nu se poate ca cineva să conducă sau să controleze regiuni întregi din țara noastră, județe întregi. Vaslui, mi se pare, era la mâna, cum îl cheamă pe ăla de acolo, de la PSD? Buzatu. Giurgiu cu Bădălău. Bădălău care avea dosar penal pe vremea comunismului, a furat saci de porumb de la CAP sau nu știu ce a făcut, nu știu ce a fost dat în presă. Deci puterea politicienilor trebuie limitată prin lege. Dar este foarte greu ca cei aleși în Parlament să-și facă asta lor însăși, adică să-și limiteze puterea. Și am mai zis, aici numai partide care nu au obligații, care nu sunt datoare unei mase de alegători, unei mase de simpatizanți, unor apropiați care i-au sprijinit și care trebuie să-i răsplătească pe aceștia. O să mai ating punctul ăsta în alte, o las pentru mai târziu, privind asistații sociale, pensiile, că și acolo e o dependență a poporului de politicieni. Poporul este la mâna politicienilor și ar trebui să fie exact invers. Politicienii să fie la mâna poporului, care popor a trebuit să-i schimbe numai de dragul de rotație și să nu prindă rădăcini. Deci asta sunt unele dintre ideile pe care le-ați sprijinit. Da, doamnă. Aici este un interes. Eu asta am observat. Există un interes de a menține aceste ajutoare sociale și în mai ales în zona noastră, pentru că reprezintă toți cei care sunt asistați social, reprezintă o bună masă de manevră în campanie electorală. Mai ales în mediul rural, unde primarii controlează absolut tot, ei dirigează absolut tot, ce își condiționează, evident,
îți dau ajutor social dacă primesc votul tău. Nu-ți mai dau adeverință, nu-ți mai dau autorizații de construcții dacă nu votez cu partidul. Cam așa am înțeles că se pune problema în mediul rural. Nu spun nimic nou, cred că sunt lucruri cunoscute și apreciez că lucrurile astea trebuie schimbate la un moment dat. Și cu cât mai repede se vor schimba, lucrurile vor intra pe un făgaș normal, cum ar trebui să fie. Evident că mediul rural este la pământ la noi, nu ne comparăm cu județele din vest. Așa a fost să fie. Migrația la noi spre Occident a fost mult mai mare, întrucât industria, imediat după 89, și-a pus lacăt pe ușă. Astfel încât, nemai fiind alte soluții de a intra pe piața muncii, toți au migrat în Occident. Ne lovim de o masă de oameni cu o vârstă înaintată, pensionari sunt foarte mulți în egal măsură și asistații sociali. La noi, de asta probabil că PSD-ul a avut întotdeauna succes și am fost roșu pe harta țării la alegeri din totdeauna. Nu este o mândrie pentru noi. Noi ne dorim foarte mult să schimbăm lucruri. Ne-ar fi plăcut să avem oameni cu bună credință pentru locuitorii din județ, însă, cum se întâmplă în general, mai mult în interes personal să produc toate lucrurile, lucruri vizibile de altfel. Îți cunosc familii care deja sunt foarte bine ancorate în mediul politic și nicio angajare la un moment dat nu se poate face într-o instituție de stat fără acordul unei anumite persoane. Se cunosc lucrurile astea, se murmură toată lumea, însă puterea de a schimba lucruri foarte mult în în perioada imediat următoare va fi destul de greu. Vorbiți despre asistat social și vă plângeți că Moldova sau în alte zone sărace câștigă de regulă PSD, poate pentru că partidele declarate de dreapta nu au programe sociale, de incluziune socială. Iată, chiar azi e Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități. Nu e așa că aceste persoane merită să fie ajutate, să fie asistate social? Nu e așa că persoanele în vârstă, în etate, trebuie să fie asistate social? Persoanele cu anumite dizabilități, cu siguranță își doresc să nu mai stea doar cu un ajutor social, cum erau altă dată anumite munci care puteau să le facă persoane cu dizabilități, probabil că ar trebui reinventate și acestea sau să fie stimulate societățile comerciale care angajează persoane cu dizabilități pe diferite profesii. Deci asta ar putea să facă Parlamentul, un cadru legal care să încurajeze angajarea persoanelor cu nevoi speciale. Evident, să încurajeze lucrul ăsta. Sunt foarte multe probleme la noi în județ vis-a-vis de asistența socială. Nici nu cred că este, adică nici nu văd să fie o asistență socială chiar în adevăratul sens al cuvântului. Mai mult este o asistență socială generalizat, aș putea spune. Nu sunt făcute niște anchete care chiar sunt anumite persoane care primesc ajutorul ăsta social pur și simplu că sunt în prietenie cu autoritățile locale. Asta e corupție deja, nu-i devină sistemă, devine corupția. Dar nu știu, adică nu e neapărat vorba de o corupție, dar e și asistatul social de obicei. Dar în orice caz, în început în chestiunea asta a asistațiilor sociali, prin a lua din mâna primarilor plata banilor. Asistații sociali ar trebui să primească banii direct de la stat, pe card sau într-un cont bancar sau cum le aduce pensia poștașul, așa să primească, în primul rând, să nu mai fie masă de manevră. Asta în primul rând. Oamenii trebuie să fie liberi și independenți, să fie ajutați de stat și nu de anumite persoane politice. Deci trebuie, în primul rând, asistații sociali scoși din mâna politicienilor. Pentru a micșora încă o dată puterea politicienilor. Pentru a putea să-i dai afară pe politicieni atunci când nu-și fac treaba. Foarte simplu. După aceea vine partea de asistență socială, unde România, fiind o țară relativ săracă, nici banii pentru asistența socială nu sunt
îndeajuns, aș zice. Am vrea să ajutăm, a trebuit să ajutăm în limita posibilităților. Ce te facem să dacă toate chestiile astea trec prin mâna politicienilor? Deci asta e o problemă separată, trebuie problema asta rezolvată a influenței politicului asupra asistaților sociale. Același lucru și în domeniul pensiilor. Domeniul pensiilor e un subiect mult mai larg, pentru că pensii primim toți. Da? Deci aici am vorbit doar de asistații sociale, care ce să-i face un procent mic totuși din populație. Nu toată lumea e asistată social. Gândiți-vă la pensii. Sunt partide care îți măresc punctul de pensie. Altele partide îți măresc cu mai puțin. Ăsta e un șantaj. Oamenii trebuie să fie independenți de politic, să-și poată duce viața, indiferent de cine e la putere. Din cauza asta, pilonul 1, odată și odată, va trebui să dispară. În tot Occidentul, cred că sunt foarte puține țări, n-am făcut niciodată un studiu amănunțit. Toate țările, eu am stat ceva timp în străinătate, era numai pilonul 2. Nu există așa ceva. Statul nu s-a amestecat. Statul a dat o lege acolo că angajatorul trebuie să-ți plătească pensie într-un anume cuantum, iar tu îți alegeai fondul de pensii unde vroiai ca angajatorul să-ți vireze bani. Banii erau ai tăi, exact pilonul 2 sau pilonul 3. Exact la fel. În felul ăsta banii sunt ai tăi și nu poate veni nimeni la niște alegeri să-ți promită, domnule, îți măresc punctul de pensie cu X. Bineînțeles că îl votezi. Te gândești cum? Îmi mărește pensia, îl votezi. Nu poate să existe așa ceva. Pensia ta, muncești o viață întreagă, pensia ta să... Dacă vine la putere un partid care taie pensiile la zero. Nu mai avem bani, taie pensiile la zero, dăm o lege și am terminat cu toate pensiile. Ce faci? Mor de foame? Banii trebuie să fie ai tăi. Sunt munca ta de o viață, sunt economiile tale de o viață. Care e ideea să fie mâna unor politicieni, să fie la cheremul unor politicieni? Deci încetul, bineînțeles, tranziția, pentru că nu poți să renunți deodată la pilonul 1, e vorba de miliarde de euro acolo, de datorii, ai datorii față de oamenii care au muncit. Dar o tranziție în 10, 15 ani, 20 de ani, ar trebui să existe. Astfel încât să zicem, noi nu o să mai apucăm, dar în 2060, în 2070, un contribuabil, un alegător să-i spună politicianului, bă, tu n-ai cu ce să mă șantajezi pe mine. Tu nu poți să mărești nimica, să-mi dai nimica. Sunt banii mei, am muncit pentru ei, n-ai cum să mă șantajez. O să te șantajez eu pe tine, că dacă nu te comporți bine și dacă nu faci ce trebuie, o să te dau afară. Data viitoare nu o să te mai votez. Părerea mea este că sunt cel puțin cei în vârstă sau cei care au 40 sau 50 de ani, undeva într-o anume cutie de sus, o cutie de la creier, le stă acolo ceva și te spune, băi, în 10 ani tu o să ieși la pensie, ai grijă cu cine votezi. Ăștia, uite, acum au mărit PSD-ul, nu știu ce, ai grijă și tu vei ieși la pensie, nu vota altceva. O grijă, există o grijă acolo pentru că ești dependent de lumea politică. Dar asta e o schimbare uriașă, asistații sociale e o schimbare minimă, pur și simplu, în loc să mai treacă pe la primar, trece direct de la stat la asistații sociale. Dar pilonul 1 va trebui odată și odată să dispară. Nu e logic ca banii tăi, în primul rând nu e logic ca tu să plătești pentru altcineva. Nu e logic, nu e menirea capitalismului. Banii trebuie să fie ai tăi și să-i ții tu bine de ei, să ții tu bine de ei. Și nu poți să fii la cheremul politicienilor. Deci puterea politicului va trebui în bugetul să scadă prin diverse metode. În același context al săracilor. Mi-amintesc că am aflat avocat de stat poți să primești doar dacă ai venituri mai mici de 300 de lei pe lună. Care indemnizație, care pensie e mai mică de 300 de lei pe lună? Aproape nimeni nu are o indemnizație de stat. Doar cei care nu lucrează deloc sau care au, nu știu, pensia de nelucrător. Deci toată lumea are un venit mai mare de 300 de lei pe lună, cam nimeni nu poate beneficia de asistență juridică garantată de stat. Iar avocații, pentru ce serviciu îți ia cel puțin 300 de lei? Pentru o chemare judecată, după aceea la următoarea ședință ai rămas fără avocat. Doamnă avocat, vreți să comentați aspectul ăsta? E accesibilă justiția românească, nu mai spun de taxe care trebuie să le prezinți în orice serviciu. Mulțumesc pentru subiect. Da, într-adevăr există o ordonanță care reglementează ajutorul public judiciar
Și într-adevăr, plafonul pentru care sau venitul pe membru de familie, astfel încât să beneficiez de ajutorul public judiciar în sensul reducerii eșalonării sau scutirii de taxa judiciară de timbru, este de 300 de lei. Evident, este un plafon mult prea mic. Într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, mai toți au cel puțin 300 de lei, cel puțin. Mă rog, din marea majoritate a clienților mei, într-adevăr, au pe cap de familie mai mult de 300 de lei, pensionar fiind. Sunt foarte multe procese de partaje succesorale, care aceste partaje succesorale comportă plata unei taxe de timbru la valoarea bunului, bunurilor ce se partajează. Ori valoarea într-un partaj succesoral este de 5% pentru taxa judiciară de timbru. Când ai bunuri care se evaluează acum la prețul pieții sau în baza grilă notarilor publici pentru a introduce o ținere de chemare în judecată, deci dacă ai câteva hectare de pământ și o casă la țară care însumează 100 de mii de lei, deci 1 miliard de lei vechi, vă dați seama că 5% este o taxă judiciară de timpru mult prea mare pentru ca tu să-ți rezolvi o situație a patrimoniului tău. Este o mare problemă în ce privește și acordarea acestui ajutor public judiciar. Recunosc, pentru majoritatea clienților mei încerc măcar o eșalonare pentru taxa judiciară de timbru, pentru că nimeni nu are posibilitatea să achite 5.000 de lei, cel puțin, pentru o taxă judiciară de timbru, astfel încât să poată parcurge etapele unui proces în instanță, care presupune și, pe lângă această taxă judiciară de timbru, efectuarea unei expertize topometrice, efectuarea unei expertize în construcții. Experții sunt și ei profesioniști de categoria celor liberale, care au și ei onorariile lor, nu sunt onorarii fixe, sunt onorarii în funcție de volumul de lucru care comportă pentru efectuarea unei expertize, deci cheltuieli, costurile unui partaj se ridică la cel puțin 10.000 de lei. Deci te ruinezi până ajungi la dreptate și încă nu garantat că o să se facă dreptate, pentru că justiția e oarbă la noi, dar și coruptă. Astfel încât accesul la justiție este extrem de anevoios. Mulți oameni abandonează, astfel încât rămân foarte multe litigii nesoluționate în viața oamenilor, nu pe rolul instanței, ci în viața oamenilor. Merg așa într-o frăție și cu neînțelegerile aferente eventual, pentru că nu își pot permite costurile unui proces ca să, astfel încât să-și soluționeze problemele lor curente de viață. Sunt inerente la un moment dat. Și asta știrbește încrederea cetățeanului în stat, în statul de drept, absolut, în justiția absolut, făcută de stat. Absolut. Nu mai vorbim că nivelul de înțelegere și la calitatea avocatului. De multe ori este acuzat avocatul cum că el ar pretinde banii ăștia. Mulți oameni nu înțeleg că mari parte din bani se duc la stat și alți profesioniști. Da, este o problemă aici. Este domnul Hrenciuc vrea să comenteze, vă rog. Da, Oleg, aici, prin doamna avocat, am deschis o altă nișă de discuție, justiția, independența justiției. Aici va trebui să acționăm din plin. După părerea mea, depolitizarea de care am vorbit mai devreme trebuie începută de la vârful justiției, și anume Curtea Constituțională trebuie depolitizată. Cum se poate face asta? Știm prea bine că prin Constituție cei 9 membri sunt desemnați, 3 de Senat, 3 de Camera Deputaților și 3 de Președinte. Asta nu o vom putea schimba foarte ușor, că iar trebuie să ne ducem la Constituție. Dar să spune în statutul Curții Constituționale că membrii, judecătorii Curții Constituționale nu trebuie să fie membri de partid. Eu aici aș introduce o restricție și mai mare. Să nu fi fost membri de partid în ultimii 10 ani, de exemplu.
ca astfel să scăpăm de tarele politice pe care le-ar avea. Mai departe, să mergem cu independența în justiție. Studiați fiecare candidat în partii care acceptă. Aia nu mai spun. Aia nu mai spun de calitatea lor, dar măcar să nu fi fost membri de partid 10 ani. După aceea, iar la independența justiției, după părerea mea, CSM-ul trebuie să fie cu adevărat cel care conduce justiția. Trebuie să facem cumva, ca prin legea bugetului, ori CSM-ul, ori Curtea Supremă, să devină ordonator de credite, să nu mai depindă de Ministerul Justiției când îi alocă bani sau nu îi alocă. Aceasta este o pârghie prin care îi poate șantaja pe magistrați. Deci trebuie să-i scoatem neapărat de sub influența politicului. Astea ar fi opiniile și viziunile noastre. Bineînțeles că asta ar fi minunat, să nu mai să fie o justiție într-adevăr independentă, astfel încât judecătorii să fie relaxați și să facă toate lucrurile. Ca o paranteză, vreau să vă spun că astăzi a fost ales președinte al CSM-ului un judecător tânăr din Râmnicu Vâlcea, are 39 de ani. Dar cum comentați prezența președintelui acolo? El nu e membru CSM, nu a fost o presiune politică și s-a mediatizat, s-a transmis live la toate televiziunile. Nu. Președintele, prin Constituție, participă de drept la ședințele CSM-ului și chiar prezidează aceste ședințe. Cele două doamne judecătoare, să studiem o țară biografia lor, sunt foarte roșii. L-au atacat pe președinte în mod nedemocratic și nedemn. Prezența lui a fost cum trebuie și nu a influențat cu nimic. Și a expus punctul de vedere și atâta tot. Intervenția celor două doamne judecătoare, Baltag și Marcu, a fost asărit din cadru. Am înțeles. Alte inițiative, lucruri strâmbe pe care vrem să le îndreptăm pe cale verde. Cine nu vorbește, vă rog să închideți microfonul. Ca eu să știu, când ai pornit microfonul, înseamnă că vrei să vorbești. Raluca umblă la butoane. Ok. Da. Da, referitor la asistație social și la manipularea lor prin politică, aici ar trebui investit în mediul rural un pic mai mult, la infrastructura drumurilor, la condiții de acces către oraș mult mai ușoare. Adică să le asigur și un transport, că așa ei poate ar vrea să vină să muncească, da? În oraș sau chiar la țară, dar nu au cu ce să vină. Bicicletă. Da, iarna e mai greu, da? Să zicem că dacă au și drumurile potrivite. Acum că au fost alegeri locale și s-au schimbat primarii, chiar unii primari au fost schimbați cu acest ajutor, adică sunt niște grupulețe de asistat social, unii cu un primar, alții cu alt primar și în funcție de promisiuni s-au mai schimbat și primari. Ceea ce nu, aici nu se încurajează munca și este foarte mult tineret apt de muncă. Eu îi văd că vin tineri de peste 30 de ani, 35 de ani, care vor adeverințe medicale, că ei nu sunt apți de muncă. Și ei se duc la primărie, duc adeverința aia și bine mersi, scutiți de orele alea de muncă. Plus că se duc și în căutarea unui loc de muncă și ei nu găsesc și sunt scutiți și aici și în întreg... Sunt locuri de muncă, se afișează tot timpul prin agenția de șomaj, însă evident că nu se atrage de ofertă. Păi dacă primești 1000 de lei pe lună, nu-i mai bine să iei 500 indemnizația și nu lucrezi? Dacă lucrezi pentru 1000, mai bine nu lucrezi pentru jumate. Absolut. Da, plus că ei beneficiază de asigurări de sănătate. Eu sunt un consumator foarte mare în sistem și aici fondurile cam duc pe partea asta. Aici ar trebui și ar fi foarte bine ca cei care lucrează și contribuie la sănătate, da, prin asigurările astea, să beneficieze în mod direct de plata pe care o fac către asigurările de sănătate. Aici cu casa de asigurări ar trebui o colaborare mai bună, pentru că să fie un plafon și pentru cei neasigurați, dar totuși cei care lucrează să beneficieze de calitatea sănătății așa cum au plătit. Bine. Dar n-aș intra neapărat pe teritoriul ăsta, dar înțeleg, din punctul meu de vedere trebuie să
stabilite niște pachete exact. De analize medicale. Asta se intre în cadrul prevenției și a asigurării sănătății, a urmăririi sănătății, a stabilirii unor statistici în ce privește sănătatea populației, dar evident că în cadrul sistemului de sănătate ar trebui să fie prevăzute și astfel de pachete de investigații medicale, astfel încât să nu ne mai, să nu mai fie lumea înghesuită la spitalul de urgență, că doar unul avem, și să dea sistemul peste cap efectiv. Ar trebui să existe în centre medicale, zonale, după desfințarea spitalelor care s-a făcut acum câțiva ani, măcar niște centre zonale de sănătate unde să fie asigurate cât de cât. Asta ar trebui să fie în grija guvernului sau chiar administrației locale. Noi acum vorbim locale, ca viitori deputați, deci haideți să ne gândim la cadrul legal și la principii pe care să le apărăm. Nu e așa că aici trebuie să existe asistență gratuită pentru toată lumea, indiferent dacă s-a născut cu dizabilitate sau a ajuns printr-un accident sau e persoană în etate, trebuie să aibă acces la sănătate, nu pentru că n-a contribuit, gata să nu aibă acces. Cine e bogat are sănătate, cine nici n-a avut șansă să învețe, să nu aibă nici sănătate. Nu e vorba de acces, cu toții avem dreptul la sănătate. Problema se pune altfel, pentru că se plătesc contribuții la sănătate în funcție de salariul pe care îl avem. Și atunci sunt pacienți nemulțumiți care vin la control și de multe ori nu beneficiază de anumite investigații pentru că nu mai sunt fonduri. Da? Și atunci aici ar trebui făcută o partajare, da? Să se facă un pachet minim pentru cei neasigurați, asistații sociali, cei care beneficiază de medicina asta, se cheamă medicină de bază, da? Și să beneficieze de aceste investigații. Iar restul care plătesc mai mult la sănătate să poată beneficia în funcție de aportul lor în acest sistem, pentru că așa este corect. Așa, deci să fie medicină de lux și medicină pentru săraci. Nu medicină de lux. Nu. Aici ar trebui să umblăm chiar la esența acestor tare din sănătate, la modul cum este concepută legislația, și plecăm de la legislația de bază, de la buget. Întotdeauna prin bugetul național s-au asigurat la sănătate maxim 5-6%, pe când media europeană este în jur de 10%, să nu mai vorbesc că în țările dezvoltate, în Suedia, în țările nordice, ajunge la 11%. Deci hai să o creăm ca o prioritate sănătatea, așa va fi și învățământul, și să-i alocăm, cât se cuvine din buget. După aceea, cum a spus doamna doctor, trebuie să diferențiem cei care contribuie față de cei care nu contribuie. Spre exemplu, eu am fost director de bancă, contribuiam 10 de milioane pe lună și poate nu aveam nevoie de servicii. Și mă duceam când aveam nevoie și găseam plină nu știu cine acolo. Deci trebuie diferențiem casa de sănătate să rămână a celor care au asigurări, a ceilalți neasigurații să li se ofere sumele prin buget, direct de la Ministerul de Sănătății. Să nu mai existe această nemulțumirea celor care contribuie față de cei care nu contribuie. Cu adevărat, Constituția prevede dreptul fiecăruia de a beneficia de asistență sanitară. Dar să diferențiem. Casele de sănătate, eu aș merge mai departe, casele de sănătate funcționează pe baza unui sistem înființat pe la 1870 de Bismarck în Germania, cel care a înființat și sistemul de pensii. Casele de sănătate ar trebui deschisă o piață concurențială, să nu existe numai casa de sănătate a statului, să dăm voie să mai existe și alte case de sănătate, oamenii să-și poată dirija contribuțiile lor acolo unde doresc, la acele case care pot să-i ofere serviciile pe care le pretinde. Atunci ar fi o concurență adevărată și am vedea cum se cheltuie banul. Pe de altă parte, deci casele de sănătate să fie în concurență. Mai sunt asigurările de sănătate, care trebuie să funcționeze și ele. Mulți oameni au asigurări suplimentare. Bineînțeles, ne referim la cei bogați sau care își permit așa ceva. Spre exemplu, în Statele Unite, știți cu toții, există numai medicină privată, prin asigurări private. De fapt, e singura țară din lume. Nu spun că e bun sistemul. Barack Obama a încercat cu Obamacare să schimbe acest sistem, să aibă acces și cei săraci. Ei, asta ar fi, din punctul meu de vedere, o reformă adevărată a sănătății.
Da, concurență. Mai multe case concurențiale. Domnul Hrenciuc, vă rog să închideți microfonul după ce ați vorbit, pentru că îi bruiați pe alții. Da, okay. Domnul Tăcutu? Cum? Vorbiți așa. Acum dumneavoastră, da. Deci am spus, ideea de mai multe case de sănătate, nu numai o Casa Națională de Sănătate, este foarte bună. Concurența între aceste case de sănătate îi va face pe fiecare să dorească să aibă mai mulți oameni care sunt asigurați la ei și astfel calitatea serviciilor va crește, cu timpul va crește. Deci, întotdeauna când e cineva singur pe piață, statul, nu, lucrurile nu merg. În momentul în care apare concurența, asta e valabil în orice domeniu. Așa ar trebui și aici, la domeniul caselor de sănătate. Ar trebui să fie mai multe. Unde am stat eu în străinătate, erau 4 case de sănătate. Îți puteai alege. Puteai alege și fiecare avea policlinica lui, fiecare avea cabinetele, fiecare avea medicii cu care lucra și totul a devenit concurențial. Adică dacă ai auzit că la o altă casă de sănătate sunt și servicii mai bune și prețuri mai ieftine și așa, te duceai la angajator și îi spuneai, cele 5% de la mine care îți deducea din salariu, vreau să se ducă la casa de sănătate respectivă. Statul doar a dat o legislație, o lege, nu s-a amestecat niciodată. Doar a dat o lege care a controlat sau a controlat aceste case de sănătate prin anume echilibre, așa s-ar fi putut duce toți la una dintre ele care era cea mai bună. Deci a asigurat niște echilibre și a dat doar o lege că există mai multe case de sănătate. În schimb, statul a păstrat și pentru cei, pentru masa largă de populație, spitalele în mâna lui, unde se primeau servicii de urgență, nașterile și așa mai departe. Deci a rămas și o structură de stat minimală. Dar ideea de concurență în sănătate pentru publicul larg este foarte bună și benefică. Întotdeauna concurența își face treaba. În momentul în care managerii caselor de sănătate încep să gândească să adune tot mai mulți contribuabili la casa lor de sănătate, să aibă asigurarea adusă la ei, îmbunătățește serviciile. În anul ăsta avem o criză sanitară care a arătat că oamenii nu prea au încredere nici în stat, nici în sistemul medical și chiar se tem că Big Pharma s-a înțeles ca să le bage chipuri și chipsuri și să-i vaccineze forțat. Când o să fie doar case private de sănătate, oamenii o să se mai asigure decât dacă să-i oblige prin lege cumva sau o să încerce să fenteze. Oamenii nu o să aibă încredere în afacerea asta asigurări de sănătate. Cum facem să restabilim încrederea în instituțiile de stat, în oamenii de știință, în funcționarea mecanismelor de stat? Momentan suntem într-o criză, da? Și e mai dificil acum de avut încredere pentru că nu s-a gestionat de la început și nu s-a știut de la început cum să se gestioneze. Infrastructura pe care o avem acum în România este destul de slăbuță, da? Și chiar dacă am avut un pic de timp să ne pregătim, nu am făcut-o. Incendiul de la Piatra Neamț se poate repeta oricând în alt spital, pentru că nu poți să schimbi peste noapte o instalație electrică și să faci alt spital, pentru că na, structurile sunt vechi. Și atunci s-au făcut adaptări la ceea ce se există acum. Oamenii nu mai au încredere nici în tratament, nu mai au încredere nici în legile care se dau în restricții și atunci sunt doar plini de frică. Dacă iese chiar un ministru și spune că jumătate dintre măștile care au răzbătut pe piață și se vând în farmacii sau se dau gratis nu sunt conforme, asta nu înseamnă falimentul statului și o rușine pentru guvern? Că a permis așa ceva? Cine? Cum controlează? În ce fel? Sau câți ani au fost detergențe cei diluați de 10 ori? Chiar au fost foarte buni, da. Sunt mai multe infecții nozocomiale acum decât atunci. Dar sunt mai multe probleme, plus că și tratamentul. S-au schimbat protocoalele de-a lungul acestor luni destul de mult și de la OMS. Au apărut și reacții adverse la unele tratamente și oamenilor pur și simplu le este frică să ducă la spital
că se gândesc că nu vor mai ieși vii de acolo. E mai greu, dar încet, încet, cu reabilitare, probabil. Ar trebui îndreptată atenția către reabilitare foarte mult după perioada asta. Nu numai reabilitare, Raluca. Eu am zice, m-am uitat de curiozitate pe Google să văd câte spitale noi s-au construit în România după Revoluție. Știți puțin, câte? Puțin. La zero. Unul singur, la Mioveni. Și s-a mai făcut dar nu de la zero, s-au făcut niște... S-a făcut Institutul Regional de Oncologie în Iași și nu, exact. E mic iar, pentru zonă. Iar tu știi foarte bine, în statele dezvoltate, vorbeai de infecții, spitalele după 30-40 de ani se demolează, nu mai poate funcționa acolo. Deci nu are rost să cheltuim bani să reabilităm vechile spitale. La Râmnicu Vâlcea unul este de 50 de ani și unul este de 100 de ani făcut. Trebuie construit spital nou de la zero. Acele 8 spitale pe care le-a promis PSD-ul au rămas promisiuni. Aici trebuie realizate. Și ar trebui ca voi, specialiștii, medicii, să ieșiți mai puternic cu mesajele, să nu-i lăsați pe politicieni să transmită despre coronavirus, despre pandemii, despre astea. De-aia oamenii nu mai au încredere. Politicienii mint, dar specialiștii, când vin cu date concrete, științifice, atunci oamenii ar căpăta încrederea. Da, au fost limitați și blocați când au ieșit, n-au spus ce trebuie și au fost dați la o parte. Și aici a fost o problemă. Domnule Teodorescu, ca să nu fiți exclus din discuție, poate ne comentați despre ce va duce Dunărea, despre poluare, despre podul peste Dunăre, despre infrastructură. Ce idee aveți pentru viitor dacă ajungeți în Parlamentul României? Podul peste Dunăre este un lucru nemaipomenit. Problema e că nimic nu se face în continuare, pe lângă pod. Trebuie, avem atât de multe locuri unde poți construi ceva. Pe timpul lui Ceaușescu aveam un lac, lacul Ganea se numea, acum este groapă de gunoi. La acest nivel s-a ajuns. Suntem singurul oraș care nu avem o plajă la Dunăre. Fiind la Dunăre, nu avem plajă. Asta e problema administrației locale. Corect. Dar tot timpul se spune nu se dau bani de la guvern. Pentru că nu sunt ale orașului. Teritoriile sunt ale Romsilva sau ale județului. Și spune orașul nu poate să construiască pentru că este al județului. Sau este al Romsilva. Deci trebuie reglementat și acest aspect. Pentru interesul orașului, unui oraș, se poate rupe și da către oraș. Avem atât de mulți funcționari publici la nivel local încât abia dacă le ajung bani de salarii, nu se mai investească în ceva, în infrastructură. Și revenim la nevoie de reformă administrativă, dar ne zice colegul că e necesară modificarea Constituției și nu putem face asta fără o majoritate largă în Parlament. Ar trebui să se facă, pentru că este în interesul cetățeanului. Atât timp cât este în interesul cetățeanului, se poate face orice. Cetățeanul ar trebui să o ceară asta prin proteste, prin petiții, prin reprezentanții lor în Parlament, prin partidele de opoziție extraparlamentară, în stradă, la protest. Vrem infrastructură. Da, domnul Hrenciuc, ați vrut să... Administrația publică este un alt punct dureros de pe agenda. Aici cea mai mare greșeală s-a făcut în momentul când prin legislație s-a dat dreptul primăriilor să stabilească fondul de salarii. Eu am fost an de an la dezbaterile bugetului pe Râmnicu Vâlcea și am constatat că peste 90% din buget se duce pe personal, întreținere și așa mai departe. Numai 10% se alocă investițiilor. Aici este o mare, mare greșeală. Avem clar, trebuie schimbată legislația aici, stabilite grile de salarii în funcție de mărimea orașelor și așa mai departe, nu lăsat la mâna primarilor. Sunt primării de sate comune, de comune, scuze, care mănâncă tot fondul de salarii, ba mai primește și de la județ. Nu, nu e posibil așa ceva. Fără să mai vorbesc de numărul inadmisibil de mare de funcționari din administrațiile publice. Când ne referim la bugetari, noi nu ne referim la bugetarii din domeniul medical, învățământ,
armată, poliție și așa mai departe. Ne referim fix la birocrații din aparatele administrațiilor locale, primării sau din cele centrale. Spre exemplu, la Râmnicu Vâlcea avem un aparat primărie de 600 de funcționari și salariați, pe când Berlinul, un oraș cu 3 milioane de locuitori, are 100. Nu e posibil așa ceva. Și aici vom atinge o altă problemă care poate rezolva acest necaz. Nu să mai vorbim că media salariilor din buget este mai mare decât media salariilor din privat. Este singura țară din Uniunea Europeană unde se întâmplă așa ceva. Ar trebui umblat serios la aceste lucruri și reglementate prin lege. Dacă lăsăm la mâna comunităților locale, se va alege praful. Da, porniți, vă rog, microfonul, doamna Mona. Da, aici, într-adevăr, eu nu am nimic cu ei, că au salarii mari. Dar primăria există salarii pentru ea însă și nu pentru oameni, dacă e numai pentru salarii. Sigur că da. Deci, aceste venituri, n-am nimic, toată lumea se câștige foarte bine în țara noastră. Eu aș fi foarte bucuroasă ca toți să avem venituri foarte bune, cât ne dorim. Însă, nu sunt justificate vis-a-vis de ceea ce se construiește pentru cetățean, ceea ce fac cei din cadrul unei primării, de exemplu, sau un consiliu județean, nu-i direct proporțional venitul cu ceea ce se realizează pentru cetățean. Aici mă refer în primul rând, tot timpul am spus, la noi, la Vaslui, nu prea au fost accesate aceste fonduri europene, nu au fost încurajate inițiativele de deschiderea unor afaceri, a unor, nu știu, de încadrarea tinerilor, de cooptarea tinerilor, că pentru ei până la urmă tot ne agităm și noi aici să creăm pentru tinerii care urmează să vină în locul nostru la un moment dat, să aibă locuri de muncă în zonă, să nu mai plece în străinătate sau în zonele în care într-adevăr industria sau piața muncii este mult mai ofertantă. De asta te deranjează această discrepanță când vezi că în mediul privat, vorbesc de județul Vaslui, salariile sunt foarte mici și într-adevăr oamenii muncesc foarte mult. N-aș spune că nu sunt sectoare, compartimente în primării, consiliul județenii sau protecția copilului de la noi. N-aș spune că nu, că toate compartimentele sunt la același, dar ar trebui restructurate în așa fel încât să fie eficientizate și într-adevăr să creeze ceea ce cetățenii își doresc de la ei. Deci absorbția fondurilor europene trebuie să fie numărul 1 pentru județul nostru. Nu să așteptăm bani de la guvern pentru orice și vedem noi dacă mai avem fonduri la nivel local și poate mai facem o bucată de drum, mai fac ei acum un bazar colosal aici, care nu știu dacă trebuie vasluienilor un bazar de foarte mulți bani. Mai vor să facă un bazin olimpic, înțelegeți? Din condițiile în care, deci nu am nimic împotrivă cu aceste investiții, dar trebuie să le realizez în mod proporțional cu nevoile oamenilor din zonă. Nu facem bazin olimpic în condițiile în care nu e cerere în sensul ăsta. Ați vor desfășura olimpiade la Vaslui vreodată, când vin jocurile olimpice, probabil că o să fiți invitații noștri. Dar investițiile astea care se realizează trebuie realizate cu cap, știi eu, să corespundă nevoilor din zonă. Se pare că cu fonduri europene au făcut o piață de pește la Brăila sau Galați. Acum un an au dat-o în exploatare, au tăiat panglele ca cu mare fas, după care au închis-o pentru că nu o folosește nimeni. La Tulcea, oricum, pe malul Dunării. Da, domnul Dan Tăcutu vrea. Bolojan la Oradea a tăiat jumătate din posturile din administrație la Consiliul Județean. Deci se poate. A tăiat jumătate din administrație sau nu știu cât. Nu trebuie să fie un concurs din punctul meu de vedere. N-a trebuit să fie un concurs de reducerea personalului.
și eficientizarea activităților. Printre toate neamurile și toate încrengăturile care se află în administrație, cu siguranță sunt și foarte buni profesioniști. N-aș spune că toți sunt puși pe pile și pe frății acolo, dar... Hai mai înainte, scuzați-mă că vă întrerup. Avem 600 de oameni în administrația primăriei Râmnicu-Vâlcea și la Berlin sunt 300. Oraș cu 3 milioane. Evident că trebuie realizat o proporție. Evident. E, din banii rămași, pentru că aceste salarii reprezintă 90%. Deci înainte de a spune problema în ce investești, trebuie să ai banii necesari ca să investești. Fonduri europene în plus și așa mai departe. Dar trebuie să ai banii. Ca să ai banii trebuie să economisești de undeva. Pentru că dacă 90% se duc pe salarii, înseamnă că administrația este umflată. Nu găsesc alt cuvânt. Este evident că este umflată. Nu poți să plătești 90% la personal, la oamenii care sunt acolo și cu 10% să faci investiții. Ceea ce spuneți dumneavoastră că și investițiile se fac aiurea. Deci, bașca, în plus față de faptul că suntem supradimensionați, mai facem și investiția aiurea, măcar aia 10%. Bineînțeles, investite acele parcuri pe la țară sau teren de fotbal în bantă sau nu știu ce, merg în aceeași notă. Dar în primul rând... terenul de sport sau nu știu ce. Parcuri la țară unde oricum au pădurea la... 10 copii. Dar când investești într-un parc din oraș și foarte frumos parcul, curat și nu lași copiii să... sau tinerii să se bucure de el, să nu calce iarba, n-au voie cu biciclete în parc, n-au voie cu role, n-au voie cu un câine, n-au voie să facă absolut nimic în oraș, n-au voie decât să se plimbe pe stradă, atunci cred că este o problemă. Nu știu pentru cine și pentru ce sunt aceste parcuri, decât să ne uităm la ele, le pozăm și spunem ce parc curat și frumos avem. Și facem contracte cu florării, cu o florărie să punem flori frumoase, da? Da, foarte interesant, dar pentru tinerii unui oraș, pentru copii, nu s-a investit și nu a interesat pe nimeni până acum. Doar așa, pe aici, pe acolo, câte un parc frumos ornat. Parcul îl folosești din campanie. Măcar că e acolo într-un oraș. Măcar că e într-un oraș. Au făcut parcuri la țară unde au pădurea lângă sau teren de joacă numai ca să consume fondurile europene, să le dea unei firme de casă să aducă la suprapreț instalațiile de joacă. Primarul din Vâlcea a luat închisoare pentru chestia asta, a dus la suprapreț din Bulgaria, nu știu ce, locuri de joacă sau ceva de genul ăsta. A dus acum vreo 4-5, mai mult, a avut 7-8 ani. Dar încă o dată, marea problemă este că administrația este umflată, este supradimensionată, e plină de afiliați politic, de rude, de și așa mai departe. Banii care rămân sunt bani puțini pentru investiții și o parte din ei se duc și pe investiții aiurea, pe lucruri care nefolositoare. Măcar parcul dumneavoastră care l-ați dat de exemplu e în oraș. Au făcut altele și mai... De exemplu, pot să dau în Vâlcea, Consiliul Județean construiește o groapă de gunoi undeva în mijlocul orașului, ca să o construie, în mijlocul, pardon, județului, undeva la țară, în mijlocul județului. Ca să aduci camioane din tot județul într-un singur loc, o să bat un drum. Studiile de fezabilitate, drumul și amenajarea locului care s-a luat foarte aproape de un râu, au consumat toți banii fondurilor europene luate, astfel încât după 10 ani sau ceva de genul ăsta, s-a ales praful de tot proiectul ăsta și de banii europeni, nici groapă de gunoi și a rămas un drum să bată în deal, cu maluri, au defișat pe acolo și așa mai departe. Un exemplu de proiect prost făcut. Cum poți să ai o groapă de gunoi centrală în mijlocul județului? Trebuie să vină 50 de mașini să vină acolo în fiecare zi, din toate costurile județului. Trebuie să fii nebun la cap, să nu înțelegi că trebuie distribuit. Sunt atâtea exemple de proiecte prost făcute și de care s-a ales praful. Nu știu, n-avem... Să știți că mai sunt și alte probleme de altă natură care îmi vin mie acum în minte. Bine, asta mă macină de mult, întrucât, de exemplu, la nivelul primăriilor, mă rog, fac un drum pe fonduri europene cu o firmă X.
Evident că firma asta X lucrează în foarte multe unități administrative din județ, tot pentru proiecte pe fonduri europene, însă știți ce se întâmplă? Ei au obligația, cei care câștigă aceste licitații pentru execuții, uită mereu sau nu uită, ei cu bună știință dau în subantrepriză anumite lucrări care trebuie făcute pentru acel proiect european, însă nu raportează această subantrepriză beneficiarului. Evident că controlele apar și cine este penalizat aici, este penalizat unitatea, beneficiarul în situațiile astea, în sensul că li se taie tranșele următoare care ar trebui să, de care ar trebui să beneficieze în finalizarea acelui contract. Primăria respectivă care a contractat, care este beneficiară, pierde fondurile celelalte și dau din banii bugetului local sau eventual din banii care îi primesc la Consiliul Județean pentru a achita lucrările respective. Deci aici trebuie un control, în ce privește contractele pe fonduri europene, trebuie un control foarte riguros. Apreciez că toate unitățile administrative teritoriale, primarii sau cei care se ocupă, desemnați pentru urmărirea acestor derulării acestor contracte, trebuie să fie îndrumați și foarte bine instruiți în ceea ce privește derularea contractelor pe fonduri europene, pentru că ei pierd foarte mulți bani, pierd banii odată la fondurile europene, care ar trebui să le vină pentru lucrarea respectivă, dar pierd banii lor, pentru că ei vor fi nevoiți să-și plătească executantul lucrării din banii lor pentru o mică neglijență, aceea executantului că nu a notificat beneficiarul că și-a luat un subcontractor. Și sunt niște probleme aici, ori lucrurile astea trebuie, nu știu cum, trebuie făcute în așa fel încât toți care accesează fonduri europene, fac proiecte, ei trebuie să fie foarte, foarte bine instruiți. Putem spune, după exemplu acelei gropi de gunoi din mijlocul județului, că standardele europene nu se potrivesc copy-paste realităților noastre? Sau că noi nu știm să facem conform standardelor europene? Și poate acum, spre final, cu concluziile, să vorbim și despre situația noastră. Suntem într-o mizerie în care noi abia trebuie să renunțăm la toaleta din fundul curții, să dotăm cu apă curentă și cu toalete civilizate școlile, spitalele și după aceea să ne gândim la parcuri, la temiri, ce altceva. Absolut. La nivel european. Absolut. Autostrăzi. Deci, eu apreciez că toți cei care vor fi în guvernul următor trebuie să țină legătura cu cei care i-au ales, să fie la curent cu toate nevoile din județul unde au candidat și să sprijine cu tot ce pot ei, atât legislativ, cât și cu absolut orice. Ei sunt aleșii lor care merg în guvern. Aveți probleme de conexiune, doamnă? Puntea de legătură în realizarea. Trebuie să fie puntea de legătură în realizarea tuturor proiectelor. Nu trebuie să mai avem copii care merg la școală flămânzi. Nu trebuie să mai existe așa ceva în secolul 21. Bun, dacă nu vreți să vorbim despre salubrizare, să vorbim despre educație. Dar, doamnă Mona, vrând să vorbiți despre legătură, aveți o legătură proastă, de ce vă rugăm să-i lăsați pe alții să vorbească. Iată, colega dumneavoastră de la Vaslui are microfonul pornit. Sigur. Raluca. Da. Ca și concluzie, important ca cei aleși să fie oameni care au locuit în Vaslui, în județ, în județul unde ei candidează, pentru că sunt mulți mutați de aici de ani de zile, stau pe la București sau în alte zone și vin deodată să candideze. Ei nu cunosc situația din teritoriu și nici o știu foarte bine decât în campanie. Ei merg în campanie acum pe pandemie, au mers foarte mult în campanie, în sate și au rămas așa doar cu niște idei și o situație dată doar de primari. Sau sunt unii care n-au fost niciodată la Vaslui, cum e senatorul basarabian
Alde, acum, cum îl cheamă? Hadârcă. E de Vaslui, nu? Cum l-ați votat? Nu știu. N-a fost niciodată vasluian. Dar mai sunt. De la UDMR avem. Avem. Okay. Eu am o altă părere aici. Indiferent din ce județ provine alesul, el trebuie să facă legi valabile pentru toată țara. Nu face legi absolut pentru Vaslui sau pentru Vâlcea sau pentru județ oarecare. Pleacă de la problemele pe care le cunoaște județul lui și propune absolut și elaborează un proiect de lege care să fie valabil pentru toată țara. Și am atins problema WC-ului din curte. Învățământul l-a lăsat la urmă, la urmă și nu merită. Învățământul este oaia neagră a bugetului nostru. Îi acordăm sub 2%, deși avem o lege din 2011 care prevede că 6% din buget trebuie alocat în fiecare an pentru învățământ. Niciun guvern în cei 11, 9, 10 ani care s-au scurs nu a făcut acest lucru. A prorogat aplicarea. Au fost 8 guverne PSD, un guvern condus de Cioloș și un guvern condus de Orban. Deci toate vechile partide au folosit aceleași tertipuri să nu acorde învățământului ceea ce îi se cuvine prin lege. Asta trebuie să fie pentru parlamentarii care vor pătrunde în Parlament o prioritate. Și doi, în campania electorală, noi, partidele micuțe, ne-am confruntat cu o serie de nedreptăți prin legea partidelor politice. Știți prea bine, partidele parlamentare au finanțări, partidele parlamentare au prioritate la desemnarea delegaților în birourile electorale ale județene, în comisiile de votare. Noi suntem trecuți undeva la etc. De aceea, Partidul Verde și președintele Florin Călinescu, ați văzut, militează pentru eliminarea subvențiilor partidelor. Într-adevăr, în Europa există subvenții ale partidelor, dar sub diferite forme. O singură țară, Malta, nu acordă subvenții partidelor. În accepțiunea mea sau a colegilor de la Vâlcea, aceste subvenții nu vor trebui acordate decât în campanie, într-o sumă fixă, să zicem, 1 milion de euro alocată, care să fie distribuită în funcție de procentele care le-au obținut. În rest, în timpul dintre campanii, să nu le alocăm nimic subvenții să se lăfăie banii bugetului. Ați văzut, 10 de milioane, pentru că de la prima lege când s-au aprobat subvențiile, până astăzi, dimensiunea lor a crescut de 37 de ori. Nu este posibil așa ceva. Și cu asta am încheiat ce aveam de spus. Aici, cu banii pentru campaniile electorale, pentru partide, trebuie să fie o discuție amplă pentru că într-adevăr nu au, deci nu avem cum să subvenționăm noi activitatea lor. Este absurd cum să dai bani la partide, pentru ce să dai bani partidelor? Atenție, aici există un risc foarte mare. Sunt țări unde pe baza donațiilor private, ajungem în altă extremă, la corupție, pentru că acei mari magnați din corporații vor ajunge să dicteze aleșilor pe care i-am subvenționat. Are un rost și această subvenție, dar trebuie gândită altfel, absolut, numai în campanie. Absolut. Dar... Bun, concluzii de final, vă rugăm despre salubrizare, despre educație sau sfaturi pentru alegători. Am vorbit aici nimica despre politicile verzi. Deci în Parlament va trebui să reglementăm, să dăm legi și pentru politicile verzi. Colectare selectivă și reciclare, decarbonizarea sistemului energetic național. Schimbările climatice se produc din cauza poluării, este 99% demonstrat. Iar cel mai mare poluator din România și probabil și din alte țări este sistemul energetic. CET-urile dau 75% cărbune și dau 75% din cantitatea de poluanți, de noxe în atmosferă. Deci trebuie să acordăm, să introducem legi, să legiferăm aceste lucruri. Trebuie decarbonizate aceste CET-uri. Trebuie renunțat la cărbune, trecut la resurse regenerabile. CET-urile vor trebui să producă energia pentru toată țara, energia electrică va trebui produsă cu ajutorul sistemelor fotovoltaice sau cu ajutorul sistemelor hidro sau eoliene și așa mai departe până în 2050. Deci sunt chestii imperative pe care trebuie să le rezolvăm. Colectarea și reciclarea includ, bineînțeles, și
gropile de gunoi și, și așa mai departe trebuie să le ecologizăm. Și aici va trebui să dăm niște legi foarte dure. Defrișarea pădurilor va trebui stopată. Este un subiect care va trebui, legea ocolului silvic sau nu știu cum se cheamă, legea așa, codul forestier. Codul forestier va trebui înăsprit acolo, va trebui dus în direcția penală și înăsprite măsurile care se iau de acolo. Și așa mai departe, deci avem un pachet întreg, să nu mai vorbesc de poluarea apelor, poluarea solului, folosirea de insecticide, pesticide și așa mai departe, distrugerea faunei și florei, biodiversitatea. Deci toate aceste lucruri vor trebui incorporate într-un pachet de legi bine gândite și care să dureze generații. Noi distrugem aici pământul. Până la un alta, românul e extrem de preocupat, îl doare corupția. Îl doare că, dar adevăratele probleme sunt probleme care trec din generație în generație și probabil vor fi problemele de ecologie, problemele de mediu. Întrebarea e ce planetă lăsăm în urmă și așa mai departe. Deci în România va trebui un pachet de legi care să reglementeze toate problemele de mediu bine gândit și bineînțeles dacă o să ajungem. Nici corupția nu e o problemă de azi de ieri, se pare veșnică și problemele de mediu sunt deseori cauzate de corupție. Au legătură una cu alta, dar întrebarea e și ce lăsăm generațiilor viitoare. Mediul este ceea ce... De acord, mulțumim. Alte concluzii, idei de final? Raluca? Da, am observat că noi avem niște proiecte frumoase și am simțit în campania asta că suntem o amenințare. Chiar și pentru partidele mai mari. Na, probabil că dacă ar fi echitabilă subvenția asta, am putea să beneficiem de o campanie mai bună. Da? Contează și asta și important. Însă ne-am promovat în perioada asta destul de bine și eficient. Și susținători și... Da. Și mai puțin susținători care, na, înseamnă că exiști și ai avut un cuvânt de spus. Acum, problema principală, cred că este pe lângă domeniul sănătății și a educației. Școlile sunt închise. Sunt foarte mulți copii care nu mai beneficiază de școală datorită sistemului online și aici mi se pare o situație de urgență în care ar trebui reconsiderat deschiderea școlilor. Vedem ce o să întâmple după alegeri, nu putem ști. Probabil o să le țină în continuare închise, dar golul din sistem se va vedea în următorii ani cu siguranță. Pentru mai multe dezbateri, poate reușim să ne întâlnim la Vaslui. Noi vă așteptăm aici, cu drag. Mulțumim. Dacă avem și norocul să ne urneze orașul cu luminițe, ar fi și mai frumos. Mai frumos ar fi să avem deputate din partea Vasluiului. Ne-am bucurat să vă vedem în Senat, în Camera Deputaților. Alte concluzii de la Vâlcea? Din păcate, din felul în care am simțit eu organizarea noastră a Partidului Verde, șansele sunt foarte mici. Atâta timp cât numai 20 de județe au reușit să depună listă de candidați, îmi este foarte greu să cred că vom reuși să facem pragul. Și cea mai mare dezamăgire a fost că au existat județe care, deși aveau organizații, nu au depus liste de candidați. Va trebui să reconstruim, să reclădim partidul, să nu ne speriem sau să nu intrăm în panică dacă nu vom intra în Parlament în acest an. Plătim un partid pentru 2024, pentru oameni tineri, cum era Luca, de exemplu. Noi ăștia mai din de o vârstă o să fim în spate să-i sprijinim cu ideile și cu experiența noastră. Și în 2024 sigur vom intra. Mulțumim. Cu siguranță. Ok. Și ceva note optimiste de la Brăila? Note optimiste mai puțin. Okay. Eu sper și îmi doresc să intrăm în spațiu Schengen. Am o singură motivație, da, pentru că în felul acesta se va vedea că salariul minim pe economie este 240 de euro. Și vor realiza toți că suntem prost plătiți. Pentru că salariile la stat nu sunt mari, sunt salarii normale. În schimb, salariile în privat sunt foarte, foarte mici. Așa, intrând în spațiu Schengen,
toată lumea va vedea în euro cât ia. Când va vedea că ia 240 de euro, 260 de euro, o să zică, mai bine facem o altă revoluție. Eu cred mai degrabă în evoluție, în dezbateri, în participarea în viața politică decât în revoluție, că ați văzut că la revoluție corect, tot au ieșit ăia care erau în spatele lui Ceaușescu, așa că mai revoluții, bine nu. Între ghilimele de rigoare. Da, o revoluție de gândire ar trebui să facem. De gândire. Da. Stimați domni, stimate doamne, mulțumesc foarte mult pentru participare. A fost o emisiune dinamică, poate una dintre cele mai reușite. Mâine seară e ultima ediție, a șasea, pentru că mâine, vineri, e ultima zi de campanie electorală. Vă propunem, dacă sunteți membri verzi, să vă implicați, să ne ajutați cu like, cu share. Dacă sunteți doar simpatizanți ai Partidului Verde, verificați unde aveți drept de vot și dacă aveți candidați verzi în circunscripția dumneavoastră. Dacă nu, după alegeri, ajutați-ne să facem un partid verde puternic care să intre în Parlament, cum ziceau colegii și cum zice ades Florin Călinescu, să intre în Parlament măcar în 2024, poate chiar la guvernare. Mulțumesc foarte mult, seară bună, ne vedem la alegeri. Seară bună! Seară bună!